Dragi prieteni, bine-ați venit la întâlnirea din seara aceasta, din după masa aceasta, de după masa aceasta, cu poezia și cu muzica. Și veți vedea că nu e vorba de o poezie oarecare, ci de o poezie a domnilor, în volumea care am lucrat cu ajutorul unor oameni experimentați și unor oameni cu mult har și cu mult talent. Știți deja că e vorba de volumul Soldații în piața soarelui. Mi-a dat puțină bătaie de cap acest titlu. Am câteva nopți nedormite la activ, dar nu mai contează. După reacțiile voastre atunci când v-am mânat cărțile și după cele ale prietenilor de la Constanța, cărora le-am prezentat cartea nu de mult, cred că cam de două săptămâni, am certitudinea că i-a plăcut și vom avea semnale bune în continuare. Nu este și nu există aici o adunătură la întâmplare de nume. Nu mă interesează să fac lucrul acesta cu absolut niciun volum colectiv pe care l-am realizat. Toți cei care scriu, care au scris aici, cei care s-au alăturat proiectului meu, sunt voci puternice, voci cu rezonanță, care s-au așezat prin muncă proprie, prin foarte multă acumulare de experiență în rândurile întâi ale poeziei. Și eu am încredere că ceea ce este frumos, ei știu să adune, să conserve și să împrăștie mai departe, așa cum fac eu însă. Volumul Soldații în piața soarelui este un proiect experiment liric pe care eu mi l-am asumat, indiferent de reacțiile care vor apărea sau care au apărut. Este un experiment despre scrisul de poezie, despre limbajul poetic, este un continuu de viziune și de stil, fără a avea pretenția de sigur că am realizat că am făcut o ierarhie a valorilor scriitoricești. Nu doresc lucrul acesta sub nicio formă. Știu sigur, însă că dețin aici, ca și editor, unele dintre cele mai bune texte. Pentru că pe toți de aici i-am văzut începând să scrie, i-am văzut turând motoarele, adunând experiența despre care vă vorbeam, tatonând și iată, continuând cu maturitate și cu dexteritate aceste texte aflate, desigur, în complicitate cu experiența lor, cu libertatea de exprimare, că asta este vizibilă. Vă spuneam despre faptul că în acest volum nu există o aglomerare de texte oarecare, de fragmente. Alegerea mea scoate în evidență un exercițiu de imaginație, astfel încât ceea ce se scrie acum prezintă o evoluție a poeților și a diferitelor tipuri de poezie. Unele dintre ele sunt adevărate explozii ale limitelor, veți vedea, ale limitelor extreme ale poeziei, că despre ea e vorba, ale poeziei adevărate. Structura acesteia face loc unor imagini și forme care vor rămâne reper mult timp de aici încolo. Acest lucru m-a interesat cel mai mult, iar cei care mă cunosc știu deja că poezia mă urmărește și e pretutindeni în jurul meu, chiar n-aș putea să scap de ea, nici dacă aș vrea. Cred cu tărie că prin cuvânt se poate schimba lumea. Prin urmare, acesta este motivul pentru care am strâns aici cele mai reușite încercări de depășire și de autodepășire, aș zice eu, cu miez,
De fapt, nu cred că există explicația faptului că cineva scrie și o face foarte bine. Aici sunt cauze și efecte, doar datorită lor ieșim din, să-i spun așa, această poveste, pentru că am creat o poveste în acest volum, ieșim modificați, ieșim altfel structurați. Și pentru că m-a dus vorba, am să spun că în niciun volum colectiv autorii nu sunt așezați în ordine alfabetică. Urăsc lucrul ăsta și n-am să fac niciodată. E o regulă care îmi displace. Întotdeauna în cărțile colective, în volumele colective, am încercat să creez o poveste pe care am început-o cu un autor și am terminat-o într-un fel de cerc complet și complex cu altul. De data aceasta, la fel am procedat. Deci nu veți întâlni, indiferent dacă mă criticați pentru lucrul acesta sau nu, nu veți întâlni în cărțile colective, art creativ, așezați în ordine alfabetică. Mersul împreună, dragii mei, este parte a unei filozofii importante de viață. Veți vedea diferențe și stiluri diferite. Veți vedea că am cuprins și câțiva autori tineri în care eu cred și în care și cărora le-am deschis drumul și doresc să fac în continuare, pentru că știu sigur că sunt, sunt dintre cei mai buni. De aceea i-am cuprins. Lucrul acesta, desigur, îi obligă, categoric îi obligă să fie din ce în ce mai bun și să ajungă la nivelul vostru celorlalți consacrați, care aveți deja un drum bine stabilit. Prin urmare, formula de apărare contra atacului, că tot e vorba de soldați aici, atacurilor exterioare, desigur, este foarte clară, reiese de aici din context, pe care vă doresc și vă sugerez să-l parcurgeți de la început până la sfârșit. Experimentul nostru este, de fapt, concluzia, execuția proiectului artistic în sine, formă în finală, în care am reușit să-l aduc eu. Cât timp mai există un soldat al cuvântului, care nu se teme să lupte împotriva a tot ceea ce e urât în jurul nostru și în poezie cu precădere și a acestei inculturi care bântuie peste tot, cât timp există acest soldat al cuvântului care va face să explodeze imagini incendiare în jurul lui, nu e totul pierdut, spun eu. Deci, soldat al cuvântului, dacă lupți, ajungi erou. Sub nicio formă nu trebuie să mori. Ai grijă de asta. Vă spun tuturor și fiecare în parte. Nu trebuie să mărești numărul de morți de la știri. În absența unei povești, reconstruiți-vă înăuntru și în afara voastră poemul pe care nu l-a scris nimeni niciodată. Scrieți-l voi acum. Doar voi puteți face lucrul ăsta în memoria mai mult ca prezentului. Din urmare, soldați, cuceriți acest spațiu al poeziei, orașul, planeta și tot ce vreți voi prin versul vostru. Vă mulțumesc din suflet că ați fost parte din acest proiect în care am pus energie, că mulți dintre voi mi-ați trimis texte bine lucrate. Le mulțumesc și celor care m-au refuzat, pentru că sunt convinsă că odată ce vor citi acest volum, vor dori să facă parte din următorul. Și astfel va continua acest proiect, cu care, desigur, nu vreau să mă opresc aici. Pentru că sunteți deja un comando, dacă nu un batalion aici, de soldați ai cuvântului, am să vă invit pe toți pe scenă, pentru că lumea din interiorul meu, inima și sufletul meu și inimii mele, în momentul acesta vă aplaudă. Doresc și ceilalți, ca și ceilalți prieteni să vă aplaude, astfel încât vă invit pe scenă pe rând.
Eugen Pohonțu, care m-a ajutat foarte mult cu acest volum, el mi-a adus mulți dintre prietenii care se regăsesc în acest volum. Am hotărât împreună ca volumul, în loc de prefață, să aibă o poezie a lui Ciprian Chirvasiu, In Memoriam. De asemenea, Adrian Suciu a scris un text In Memoriam, Ciprian Chirvasiu și Marius Dumitrescu, de asemenea se află aici. Eugen Pohonțu, mulțumesc cu tot sufletul, vin aici lângă mine, te rog. George Mihalcea, de asemenea, excelent poet, de la care am mereu ce să învăț și care mă susține de multe ori. Ei doi, dragii mei, Eugen mi-a scris prefața celui de-al nouălea volum al meu, Nunta nălucilor de hârtie. George, tot fac. Că nu am cum să nu fiu mândră și cum să, nu am cum să nu vă iubesc veșnic și cum să vă mulțumesc altfel decât prețuindu-vă toată viața. Urmează Adrian Suciu. De asemenea, nu m-a refuzat niciodată. Adrian, te rog să-mi ai aici în mine. Da. Apoi, Tudor Voicu. Vino aici, te rog. Tudor Calotescu, de asemenea. Domnul Ion Toma Ionescu. Cazacu Relu. Omișoare Viliu. Mihai Preisa. Un scriitor pe care îl admir și iubesc foarte tare și îl citesc cu prevedere. Prietenii mei dragi și de suflet, Tudor Ciubotaru și Victor Bădescu. Daniel Bratu, care a venit de la Iași, Valentin Irinia, Dragnea Gabriel, Cătălin Codru, Ionuț Calotă, desigur partenerul meu în această nebunie. Și mai tare, desigur, bine zici, Daniel Samuel Petrila. Am uitat pe cineva, dragilor, urcați pe scenă, că nu vreau să mă fac de rușine. Iată, aplaudați din nou. Un comando, îmi vine să spun domnul Toma Ionescu, un comando de zarzări a trecut prin oraș. Mi-a plăcut foarte mult această expresie pe care ați folosit-o dumneavoastră la descrierea unor întâmplări frumoase de la Pitești și chiar am vrut să vă cer voie să folosesc acest titlu pentru volum. Ulterior, sfătuită de prieteni, m-am răzgândit. Dar chiar este un comando de zarzări care a trecut prin oraș. Bravo! Să rămâi aici, să vorbești despre Ciprian, să vorbești despre poemele tale și despre tot. Bună seara! Vă mulțumim tuturor că ați venit la această superbă lansare, mă rog, care presupune munca, în primul rând, la Daniela Toma. Deschiderea acestui volum colectiv o are Ciprian Chirvasiu, prietenul nostru, a celor care îl cunosc. Ideea mi-a venit gândindu-mă că acest volum colectiv va apare oarecum în preajma unei comemorări triste, din păcate. Acuși, aproape într-o lună, se face un an de când a dispărut prietenul nostru, un extraordinar de mare poet. De aceea am zis că acest volum ar trebui să-l conțină pe Ciprian Chirvasiu. Cineva chiar îmi spunea că
câți dintre cei care vor fi la această lansare de drum colectiv l-au cunoscut pe Ciprian Chirbasiu? Eu zic că destul de mulți, dar cu atât mai mult dacă nu au fost prea mulți de aici care l-au cunoscut, îl vor cunoaște prin intermediul acestui volum, măcar cu poezia care, pe care am publicat-o noi aici. Dați-mi voie să vă citesc acest poem care este cutremurător, în același timp, dar și superb. O să vedeți că Ciprian Chirbasiu a fost, de fapt, este un poet extraordinar. Nu m-are păcat că l-am pierdut. Înger, de fapt, ne adăugați la voi de parcă nu am fi decât amiezile caselor prin care zilnic vă vizitați nefericirea de a fi voi ucilor. Câtă stare de fapt sunteți și cât îngeri de fapt. Suntem niște cărți, au citit părinții noștri despre noi. De unde știi tu, mamă, că în tine au intrat litere, că ai făcut semne și că însă-ți ai fost semn atunci când te-ai născut, când m-am născut? Cine putea să spună asta mai bine ca mine? Vezi tu, mereu adevărul se întoarce și mușcă de coadă. Tu ai adevărul nașterii, noi avem sensul celor născuți. Între noi este răul dintre lucru și metaforă. Lumea cealaltă e, deci, prea puțină ca să ne recunoaștem. N-ai știut că, deseori, nu iubirea din carne, ci absența aduce pe lume bărbați. Ei sunt singurile mame posibile. Îți port copiii, deci vei rămâne singură. Te vei plimba de mână cu tine însăți. Și între atâția bărbați îți vei căuta părinții. Abia atunci voi fi doar eu, cu femeia mea și cu voi toți. Ciprian Chirbasiu. E pelin. Una scurtă, mă rog, de-a mea, poate și de un context temporal, resemnare de iris, mai aveam atâtea să spun despre rotiri, mistere mov, până și Dumnezeu obosește iubind atât. O pierdere de liniște absurdă, nu mai avem timp, praf se așterne pe ochi. Vă mulțumesc! Am scris pe coperta 4 a acestui volum.
Este un colaj, un mic colaj. Dacă nu citești la microfon, nu se aude. În piața soarelui, poeții soldați formează cu ușurință rânduri din sensurile cuvintelor și le dau drumul prin oraș. Eliberează versurile din chingile unui destin anos, turnându-le în cele mai spectaculoase și mai subtile forme. Buzele li se mișcă într-un cerc colorat, vâlvătaia se leapă de din trupurile lor, se întinde ca o lavă, pariază pe șiruri de păsări și mai apoi va arunca cu galben pe străzi. Poeții aceștia sunt un ciudat popor migrator, prin somnul subteran al cuvintelor. Iată poticul pentru care se vine, se simte, da, se simte și nu se mai pleacă niciodată. Spune unul dintre aceștia, ai grijă pe cer, o femeie lenevește, întinsă în locul soarelui. Lumina curge din ea, îl va atenționa cel căruia îi crește în dreptul inimii un scut de iarbă proaspătă. Era pe aici, dar nu mai văd. În fruntea Plutonului, profetul are argumente. Noi ținem lumea aproape întreagă. Întrebări nu mai punem. Nu avem cui. Vom încărca tunuri cu miresme, am adăugat eu. Alături de viață vom deschide o pihnă către moarte. Luai iar toți dracii pe ticăloșii aceștia, care îndrăznesc să inventeze mări și insule noi, altele decât acelea unde au fost exilați cu mult înainte de naștere. Și totuși, atât vă mai spun, dacă tace poetul, toate păsările se vor spânzura de propriul lor țipăt. Mă, îmi place cât atât lumii face asta. Rămâne doar vește imagine absolut superbă, ea aparține lui George Mihalcea, pe care îl invit acum aici să continuă acest șir frumos de metafore. La microfon, George, la microfon. Și așa e, mic și polonez. Banchetul decadent al dispariției. Mai întâi am să mă prefac, prietene mei, că scriu un poem despre cinstitele vânt prin care am trecut fără viză ca noi. Apoi am să mă las murmurat de poveștile mele cu fluturi ce-mi știu pe de rost prăbușirile dintr-un nume de senior al mirării în altul, niciodată pomenit pe tomare în flăcări sau în istoria neamului de meduze albastre care m-au crescut ca pe unul de-al lor. Vom porni împreună prin visul zăpezii de unde mi-a rămas împreună stigmatul exilului cu mult mai înlegiuit decât lancia de spaimă înfictă în deregata celui din urmă amut. Vom face și un chef strașnic cu vinuri alese curate cândva dintr-o insulă ionică și îndoite cu lacrima femeilor împietrite pe țărmuri la care năierii nu ajung vreodată. La sfârșit, când cu toții ne vom fi săturat de murit, doar ochiul de șarpe al lumii se va mai face că plânge, în vreme ce eu voi dispărea cu ultima ceață în spinare.
unul dintre poemele pe care mi-a permis să le public aici. Bănuiesc că îl vei citi chiar pe acela scris în memoria celor doi prieteni sau pe care vrei tu. Perfect. O să vă rog să mă aplaudați că eu sunt emotiv și dacă nu mă aplaudați. Poate la final nu mă aplaudați că de dedicat pentru microfonul ăsta, că eu sunt mai lung un pic și astăzi și mai larg, pentru că port o cămașă al Ciprian Chefasin pe mine, care era un pic. Ruga fumătorilor. Se dedică lui Marius Dumitrescu și lui Ciprian Chefasin, care au fumat tot. Fumează-l tatăl sus, ce mare bucurie! E cerul tot foiță, lumea rotocoală. E anul ăsta fum și fum sunt an o mie. E struma de văd, strumierele zboară. Ne întrupăm din plămâni, ne întoarcem în ceață. E un fric prin bodeci ca prin morgile țării. Și ne-am plâns, ne-am desplâns, ne-am fumat dimineață ziua de mâine și amintirea uitării. Mormane de iar mai strângem amarnic în mâini, lărâm tremurând în scrisori necitite, visăm un liman ca o suferință de câini, prin fumul țigărilor noastre tocite. Vai, cum iubesc pe tatăl sărmanii fumători și cum îl văd aievea vizitând spitale cu mila lui întinsă în saloane de splendori, amare decorații dăruind în cale, o gaură în plămâni, o rană în cerul gurii și o vie durere săpând osul frunții, dar să nu le dai aur, să nu-l fure furii, speranță mutată, căci o să nu te iei munții. O, Doamne, frate al nostru și tată întretați, arde de tot necititele noastre scrisori, doar atât te rugăm, să nu ne lași nefumați. Trage-ne în piept și trimite, Doamne, minsori. Mulțumesc. Urmăriți povestea, nu? Nu v-am indus în eroare când v-am spus că am încercat să încheie o poveste din textele acestor domni. Urmează scriitorul Mihai Cafia Traister, pe care noi l-am citit cu foarte mult drag, ale căror evenimente participăm, dar chiar văzându-l pe Adi pe scenă acum, aș putea să zic, iată că a plecat și inundă acordul, aș putea să cer acordul sau să spun că acest volum a fost creat în parteneriat atât cu celebrul Icon George, că am patru domni din Cenaclul Icon, chiar cinci dacă îl pun la socoteală și pe Ionuț, cel pe care voi l-ați primit de curând în Cenaclul Icon. De asemenea, direcția nouă cu câțiva domni și grupul Art Creativ și Cenaclul de Ocență și Mantaua lui Cover, desigur. Iată câte grupări literare, să le spun așa, amprente, se structurează în acest volum. Mulțumesc, Mihai, că te-ai alăturat acestui proiect. Bună ziua, am emoții aproape vine să vă rog ceva lumea sociu. Da, mai bine. Eu nu mă consider poet, scriu proză, nici prozator nu mă consider, poate cum a zis scriitorul sărb de origine maghiară, Danilo Piș, sunt un autor de cărți. Dar mă bucur astăzi că sunt poet, alături de poeții cum e Adrian Suciu, Povunțu și ceilalți, și că sunt soldat alături de colonelul Mihalcea, în piața asta. Cu moartea premoarte călcând. În capela cimitirului, moartea ține lecții de viață. Să nu ucizi, să nu te sinucizi, să nu răvnești la moartea altuia.
bla, bla, bla și așa mai departe. Îngerii sfărojiți cu arme mucegăite dormitează ca niște moșneci pe prispă, numai trâmbițele înviere ascultă lecția, nu mai cred nici ele că vor suna vreodată. Hristosul de tablă zgribulit de fric se uită cu un ochi spre viață, nu mai crede nici el. De undeva se audă, cu moartea, premoarte, călcând, e învierea lui, a Domnului, mereu a lui și niciodată a noastră. Cu moartea, premoarte, călcând, ca un fel de cui pe cui se scoate. Hei, tu, strigă la mine moartea, de ce nu ești atent la viață? Ba da, ba da, răspund nedumerit. Numai că, spune, nu te sfim îndeamnă, numai că viața e așa o chestie din care încă nu a ieșit nimeni viu. Foarte bine, foarte bine. Uite, îți dau 10. De undeva se aude, cu moartea, premoarte, călcând, e învierea Domnului, mereu a Lui și niciodată a noastră. Cu moartea, premoarte, călcând, pare doar o sintagmă banală când stai de vorbă cu însă și Maria sa, moartea. Și ca să mă țineți minte, poate așa o să mă țineți minte, că v-am plictisit, o să-mi permit cu... să vă mai citesc un poem. Se numește Poem pentru Zoriana. Zoriana este o animală nepereche, de maramureș brună, ler, de o viață nobilă străveche, de un albastru sânge ca de cer. Zoriana este o animală bestială. Zoriana este o animală cu mult dor. Zoriana este o animală cu talangă, dangă, langă, langă, dangă. Zoriana nu este ca oricare vacă, deși noaptea toate vacile sunt negre. Zoriana nu dorme noaptea. Zoriana noaptea rumegă și meditează la normele europene care interzic împerecherea ei cu taurul comunal. Nu. Ea nu-l va iubi niciodată pe Pișta, veterinarul satului. Nu pentru că ar fi ungur. Ea pe Pișta nu-l va iubi niciodată. Poate avea el bicicletă rusească și ochelari de soare. Nu ține. Pe Zoriana nu o impresionează. Ea va rămâne fidelă taurului comunal, care odată și odată îl va provoca la duel pe Pișta și va smulge furios cu cornul său de pe cornul bicicletei geanta lui de veterinar, o va călca în copite și va sparge mii de cioburi seringai de montă. Atunci, când vor face roți cei de la asociație de o altă seringă, ei se vor iubi prin lungi, tăvălindu-se prin iarba înrourată, vor rumega bot în bot, se vor băliga liberi și își vor băga cozile în toate normele europene. Pe care o regăsiți în cărțile lui de proză și în romane de asemenea. A schimbat registrul, vom continua cu domnul Ion Toma Ionescu, cel cu care am construit proiecte frumoase și sper că nu ne vom opri aici. Preambulul acestei manifestări frumoase până acum și sper să fie până la sfârșit, ni s-a spus să aducem un semn din tangențele noastre militare. Eu nu prea am tangențe cu armata decât prin acest volum care se intitulează Glonț de Argint. Am să vă cer permisiunea să citesc o poezie din el, dedicată tatălui meu pentru că este și se dedică tatălui meu, Toma Ionescu, rănit pe front și decedat în mai 1954, pe masa de operație, când schijele înmăvoriseră în plămâni. Poveste cu tata. S-au bulucit circarii în delir, despicând cerul cu trompete. Noi legănam coșciugul în cimitir,
și îl adormeam pe tata între pietre. Pe papai noage cocoțat din drum, un măscărit și buimac pe jumătate, parcă plutind în norul lui de fum, legă de cruce panglici colorate. În ochii mamei, lacrimi s-au zvântat, carufele pe culmea de cucută, iar moșul meu pe clov l-a înjurat de dincolo de lumea petrecută. Seara la circ, hipnotizați, săream mortal și noi cu acrobații. Doar măscăriciul trist cu ochi vexați, stingher în cercul lui de fier, n-a mai prins foara și a căzut din cer. Da. Și o poezie din această frumoasă antologie. Propăitul bocancilor, precum un noian de soldați, argăsând la un loc cu moroi, pielea măslinie a ploii. Un miriapod de asfalt, desprins din nor și întins, pod de oase, peste gaura neagră cu sclipiri lucioase și goale de sens din tavan, ce-mi dă fior. Un ecran smartphone imens, cu bateria descărcată. Nici Dumnezeu, în marea lui spălătorie, nu ne mai spală vreodată să rămânem curați, oricât am fi blestemați. Amin. E cuvântul din urmă mai greu decât un păcat între frați. E ca și când scrii al cincelea în timp și bând vin în tăcere cu moartea la masă, te-ai îndrăgostit de ea și ai mai cere un rând. Doamna Ionescu, e incredibile versurile până acum, dacă ați fost atenți la tot ce s-a recitat, mare forță, multă energie lirică acolo. În același pas de front, sau nu știu cum se spune, de alergare, dar cred că de front. De defilare. De defilare, bine zis, domn colonel. Ionuț Calotă, după cum vă spuneam la început, partenerul meu în această frumoasă nebunie și nu numai, cum a adăugat. Mulțumesc! Vă salut, soldați ai poeziei! Poezia ne obligă să fim liberi și să fim sinceri și să fim soldați, inclusiv soldați ai cetății, al frumosului și al binelui. Din camera mea se văd munții de betoane și sticlă. Din camera mea se văd pădurile de stâlpi din oțel. Mașinile și soldații s-au întins ca o lavă peste întreg orașul. Doar eu, când ies din casă, devin invizibil. Mă fac atât de mic încât nu mă mai vedeți. Azi sunt doar o plantă. Zăpezile mă gonesc ca niște soldați alergând flori. Pe cer lenevește o femeie întinsă în locul soarelui. Lumina curge din ea ca o eșarfă roșie. Azi sunt doar un melc. Adulmec cu ochii trupurile voastre lichide și trupurile mele transparente.
Azi desenez în aer chipul nostru, dar într-o zi voi trece atât de ușor prin pielea tuturor armelor. Mulțumesc, Ionuț, Ionuvan, pentru acest proiect, pentru că mi-ai fost alături și pentru toate cele care au fost și vor fi în continuare, pentru multe nenumărate clipe de liniște, de regăsire, de care avem cu toții nevoie, de poezie în general. Tocmai de la Iași, probabil cu eforturi, a venit un proiect pe care eu îl citesc și l-admir, îl citesc cu plăcere și l-admir foarte tare. Și pe care îl invit acum să ne citească din ceea ce mi-a trimis mie pentru acest volum. Daniel Bracu este pizul meu de nume. Astăzi l-am cunoscut și eu. Mulțumesc, Daniel! Și mulțumesc pentru invitația de a participa la acest valoros volum. Eu m-am pregătit foarte intens pentru această întâlnire. În primul rând, am căutat o insignă de la arma la care am fost soldat și uitați, am reușit să fac rost și pun degetul pe ea, e un G, deci am pus degetul pe un punct G. E de la gen, nu cum e. Gen. Cu bombele am uitat de atunci, doar să fac groc ceva. Aș citi, pentru că suntem oarecum în preajmă, chiar dacă post, acazon politicum. Catifeli fără măsură, boșcangii de păpădie, așii scoaterii de limbă în continentul bivolar, minioni giganți la gură muritor și când învie, scuipă tot și lațlă plimbă, târător și dacă sar, capuleți scopiți la plângă, montaguși cu fruntea movă, mișunații bulucirii, activiștii parameci, rostogol de cale lungă, bolănași la supernovă, protopopii și emirii, mamilor de buze reci, picotiți de garagață, vălătucii cu surdină, râșii haitelor de pică, robii datului din râd, golditor cu ceafa creață, lipitori pe transalpină, retezați de fundică, și alții și mai mult decât bandajează în cianură portul acaleul rău de la roșia matură în putinica Wash and Go. Aș vrea să citesc în continuare ca o compensație Țara mea din mine. E un sonet retrogradus, după spusele domnului Constantin Moldovan, primar la Gura Fumărului. Sonet retrogradus. În oglindă se duce pe același versuri în partea a doua. Țara mea din mine. Țara mea cu umeri fără decorații, țara mea cu doruri ce mi-au fost pierdute, se împreună pașii de conglomenații pe la munta munții noastre surdomute, țara mea de stâncă, țara mea de grații, țara mea cu paseri mici și parașute, stau să explodeze în tine agitații ca o mămăligă în ape neîncepute, țară de nemame care-și plâng ratații, țara mea de amarul holdei de cucute, moșii tăi de taine peste generații sunt crescuți de pruncii zărilor vândute, țara mea de lacrimi, țara de forații, țara mea din mine, mine dispărute, țara mea din mine, mine dispărute, țara mea de lacrimi, țara de forații sunt crescuți de pruncii
țărilor vândute moșii tăi de taine peste generații, țara mea de amarul holdei de cucute, țară de nemame care-și plâng ratații ca un mămăligă în ape neîncepute, dau să explodeze în tine agitații, țara mea cu paseri mici și parașute, țara mea de stâncă, țara mea de grații, pe la munta munții noastre surdomute se împreună pașii de conglomenații, țara mea cu dorul ce ne-au fost pierdute, țara mea cu umeri fără decorații. Mulțumesc. Textele minunate. Mai târziu cred că o să ne și cânte. Sunt convinsă de lucrul acesta, dar înainte de a ne cânta și încânta Ovidiu, am să-l mai rog pe Tudor, dar nu e aici, așa că poți să cânti la chiar bine după Ovidiu, da? Bun. Ovidiu, o să te rog să ne recit, să ne cânti scena ta pentru cât timp vrei tu în această prima parte. Ovidiu, pentru că i-am aplaudat pe ceilalți, aș vrea să facem lucrul acesta și cu Ovidiu. Pentru că, probabil mulți dintre voi știu, el trăiește cea mai frumoasă perioada vieții lui, e petit de câteva zile, se căsătorește, s-a culnat și lunca va fi pe 8, îți dorim casă de piatră și minunați ani cu familia ta frumoasă. Să fii fericit și să ne încânti mult timp de acum încolo. Mulțumesc că nu ai refuzat niciodată. Acum adică la fel. Acum adică la fel. Era de față de viață și un animal de exact de definiție, nu știu de și nu mai e un și care e un exemplar de persoană. Arată într-un fel. O fătură. Chiar un spuiciu. Vin de mână ce cuci. Bună ziua. Bună ziua, poezie. Ușor. Bună ziua, copilărie. Astăzi e 1 iunie și cred că cel mai important sentiment pe care ar trebui să-l avem este acela de iubire față de copii. Acum fiind învățătorie de 8 săptămâni sunt tătic și parcă tot ce trăiesc e cu totul altfel, parcă tot ce trăiesc are un alt fel de sens, mult, mult mai important. Tocmai de asta am să încep cu poezie pe care am scris-o în cea mai recentă carte mea, o poezie de sezon, îi pot spune, și cu această poezie am să și pregătesc cântecul la care mă gândesc. Poezia se numește Copilărie. Dacă anii aceia s-ar putea întoarce, aș atinge visul cu palma, bucuria inocenței mi-ar împrăștea uitarea peste tristețe, tata m-ar purta pe umeri, mersul mi-ar fi zbor, aș alerga după fluturi colorați, verile mi-ar părea nesfârșite, ploile mi-ar strobi fericirea, aș fura cireșele coapte, genunchii mi-ar fi mereu juriți de asfalt,
aș crede că toți copiii din lume sunt prieteni, dar aș împărți ciocolata doar cu fetițele frumoase din blocul vecin. Mulțumesc! Această poezie e scrisă de George Coșbuc. Și pentru că la vremea aceea bărțelul meu încă nu se născuse, atunci când mi-a spus Daniela despre această întâmplare frumoasă pe care o răsfăiți, această carte minunată.
apucasem să scriu o poezie înainte cu vreo 10 minute de a se naște băiețelul meu și eram atât de încântat de acea senzație nemai trăită, încât una dintre cele 5 poezii pe care le-am trimis Danielei este poezia pe care am intitulat-o Copilul meu. Cu tine viața noastră înflorește și așteptare sentimentul cel mai greu. Ți-am pregătit o lume vie în care te vom crește și orice se va întâmpla, vei fi mereu copilul meu. Despre frumos, candoare și lumină și despre ce va fi mai bun în tot ce va urma, respect, sinceritate, căldură, zâmbet, stimă, cu dragoste te va învăța mămica ta. Suntem nerăbdători să te luăm în brațe, prin tine ne zâmbește Dumnezeu, cădița ta e plină de urși, de lei și rață, dar naște-te mai grandic, fiul meu. Mulțumesc!
declarări tale. Super că îmi place pe cele mai rău să aud când, să te aud când cânt. De asta și cânt întotdeauna. Este și cuprins și în cartea aceasta, în volumul de versuri, Soldații în piața soarelui. De fapt e o poezie pe care tu ai pus-o pe muzică, nu? Da. Super. Eu n-am să mai monopolizez microfonul, pentru că rolul meu cel mai emoționat mă cheamă, însă nu plec până nu cântăm ceva și împreună cu absolut toți cei de aici. Probabil cel mai de sezon cântec dintr-o zi de 1 iulie. Vreți? Lumea cu povești și plori, văd sunt primit.
Mulțumesc foarte, foarte mult. Următorul meu concert are loc pe 19 iunie la Zalău, Biblioteca Județeană, 20 iunie la Jibou, 21 iunie la Șinău Silvanie. Vă aștept cu drag, oricând și oriunde, important e să fim sănătoși. Pe cur. Mai aplaudați-l odată că e timid. Timid. Timid și romantic. Sunt foarte bucuros să apară în această antologie care se deschide cu unul dintre mentorii mei poetici și spirituali, Ciprian Cârvasiu. O să vă citesc numai două poezii scurte. Bineînțeles, din antologie. Nimic memorabil. Să plătești prețul poeziei fără să scrii măcar un vers genial. Să-ți toci mărunt ficatul, rudele, relațiile, serviciul. Și când te gândești cât de departe a ajuns știința, poți trece printr-un perete cu mâna goală, cu ciorapii rupți, cu gândul la ziua de mâine. Și dincolo, o poezie scrisă cu gândul la niște prieteni care nu mai sunt astăzi în lumea fizică. Nu cred în ziua de mâine. Seara se lasă deja folosită ca o lamă de bărgherit. Unghiile și părul tău încă vor crește. Dincolo nu te recunosc nici părinții. Mulțumesc! Dragii mei, nu știu dacă ați observat, dar suntem pe pajiște în față la Palatul Parlamentului. Sper că vă simțiți ca pe pajiște. Da, e un picnic aici poetic. Vrem să întâlnim un parlament al poeților și vrem să alegem și prim-ministrul poeților, prim-ministra poeților. Astăzi e o zi specială pentru ea și vreau să o primiți cu aplauze pe scenă. Își lansează o carte la care ține foarte mult. Am muncit foarte mult, nu știu cât am muncit pentru cartea asta și cât de mult ține la. Mulțumesc, Ionuț. Nu pot să vorbesc despre poezia mea. Clar că nu pot. Am să vă spun doar că este volumul cu numărul 9 sau 10, dar unul dintre cele 10 le leg, așa că socotesc pe ăsta cel de-al 9-lea. Nu voi recunoaște niciodată că am scris primul meu volum de debut. De fapt, dacă ar fi să încep să scriu, acum aș începe cu volumul Fragile, pe care mulți dintre voi l-aveți și l-ați citit, apoi cu O altă Ana, cel tradus de Per Besso în catalană, și-ar urma acesta, care, după spusele prietenilor mei,
a căror părere eu țin cont tot timpul și pe care îi respect și care mi-au făcut onoarea și bucuria deosebită de a se afla alături de mine, deci am format un trio în această carte, Eugen Pavanțu și George Mihalcea. Eugen mi-a scris o prefață absolut minunată și George Mihalcea a continuat acest lucru încheiind acest poem, că de fapt este un singur poem în această carte, de la început și până la sfârșit, astfel că de unde veți începe, nu contează, veți înțelege ce am vrut eu să spun aici. Nunta Măluciilor de Hârtie nu vrea să vorbească despre o nuntă propriu-zisă, probabil că v-ați dat seama de lucrul ăsta. Nunta este Nunta Măluciilor de Hârtie, este de fapt lupta, că tot vorbim de soldați de front, poetului cu el însuși, cu întâmplările prin care trece, cu imaginația lui, cu zbuciumul lui lăuntric, cu lumea din interiorul lui și chiar cu hârtia, cu nălucile de hârtie. Despre asta vorbesc eu, pentru că știți foarte bine, în momentul când ați început să scrieți, gata, s-a terminat cu liniștea voastră, nu puteți să puneți punct, indiferent dacă vreți sau nu lucrul ăsta. Clar. Și atunci, sigur că treceți prin tot ce am trecut eu. Eu am materializat starea mea de fapt, starea mea de om, că trecem cu toții prin asta, în acest volum, cel de-al nouălea după care vă spun, despre care vorbesc. Nu vreau să spun nimic, decât poate să citesc un text sau două semnificative ca să vă stârnesc interesul spre a avea această carte, dar nu înainte de a-l invita pe Eugen, doar două vorbe să spună și apoi George, la fel, două vorbe despre această carte, pentru că în afară de Ionuț, cel care m-a încurajat mereu să pun pe hârtie și să finalizez proiectul, ei doi m-au susținut necondiționat, m-au certat, m-au încurajat și iată a ieșit acest volum despre care ambii spun că ar fi cel mai bun al meu. Mă înșel? Ok. Dacă mi-aduc bine aminte, acum vreun an și mai bine, ai pus pe Facebook primul text de genul acesta. Eu am rămas realmente uimit, pe de-o parte, dar extraordinar de satisfăcut și plăcut, impresionat de noua variantă. O altă Daniela Toma. De aceea zic, cred că am spus undeva și în prefață, este o redescoperire a Danielui Toma. Este un volum de debut, cum ai spus, mi-ai furat ideea. Pentru că realmente este o răsturnare a modului de a scrie absolut excepțional cum scrie și înainte. Dar e o răsturnare a modului de a scrie, a formei de a scrie. Eu am primit scriitorilor, dar nu m-au primit, n-am primit niciun răspuns, dacă e să primați vă anunț. La unea scriitorilor, eu sunt absolut convins că aceste texte, cel puțin din această carte și cea anterioară, la care am avut și eu, era și un cuvânt de spus acolo, sunt dincolo de mulți cei care sunt deja în lumea scriitorilor. Asta cu siguranță. De aceea domnul Sturciu nu mai e acolo, pentru că n-a vrut să mai fie acolo. Corect, eu știu opțiunea, deci sunt o carte cu asta. Nici nu țin, am glumit cu lumea scriitorilor. Și eu la fel. Nu, Sturciu este acolo, poate da. Ce vreau să vă spun despre această superbă carte? Forma aleasă de Daniela Toma nu că ar fi o formă inedită, s-a mai scris în stilul acesta, dar are o anumită putere pe care eu
personal nu o cunoșteam la Daniela Toma, acea putere pe care credeam că o are, dar nu o vedeam expusă. Acum am văzut-o expusă. A fost o mare bucurie să citesc această carte, înainte de a apare ea sub coperți, și sper că acesta este un început de drum, este un debut. Încheia un capitol din scriitura mea și voi începe altul. Tu știi că am discutat despre asta, lucrez la un poem teatral pe care vreau să-l finalizez și cu acesta voi începe probabil un nou ciclu din scriitura, cu scriitura mea. Iată, Daniela Toma se redescoperă zi cu zi. De fiecare dată vine cu ceva extraordinar. Cert este că după vreo 5-6 volume care erau cam în același stil, stilul Daniela Toma, inconfundabil, apoi a ieșit din tipare și cel puțin acest volum vi-l recomand cu cea mai mare larghețe și cu, cum să vă spun, cu cea mai mare bucurie, pentru că mie mi-a creat o mare bucurie. Daniela Toma este într-adevăr un scriitor, cum să spun mai bine, adevărat. Eu îți mulțumesc că am avut ocazia să pot parcurge acest volum înainte de a apare între coperți pe română. Mulțumesc, nu e bucurie mai mare pentru mine și ca om și ca muzic, scriitor, purtător al numelui meu în această direcție, să împart această clipă cu voi. Și faptul că aici îmi sunt cei mai apropiați, cei mai dragi prieteni și oameni, e incredibil. Însă o să rog pe George să mai spună câteva cuvinte, după aceea închidem, că nu este despre mine în momentul acesta. Niciodată nu este despre mine. O secundă, el este oratorul, deci ascultați-l. Era să zic eu ceva acum, dar mă abțin pentru că se filmează. Evident, citisem Daniela Toma și înainte de acest volum. Evident, îmi plăcea cam tot ceea ce făcea pe atunci. Era o poetă care se încadra între niște limite normale pentru ceea ce numim îndeoște poezia feminină. Da, erau niște cărți valoroase, da, era o scriitură acolo care era foarte interesantă, însă acest poem este cu totul altceva. Pentru că, așa cum am scris și în postfață, Daniela Toma s-a reinventat. Deci s-au dus la o parte toate acele călătorii printre cuvinte anterioare și aici o găsim altfel. Găsim pe altcineva. Este un cineva care se înscrie cu o duritate maximă într-o direcție mai greu de urmat pentru multe dintre cele care se joacă de-a scrisul aici și anume. Pentru că Daniela, în această carte, scrie cumva uite, am să fiu totuși oarecum dur. Spuneam cândva despre o mare, mare poetă că, domnule, asta scrie cu boșă. Că este extrem de puternic, extrem de tare. Aici a ajuns Daniela Toma și este într-adevăr un nou început. Nu vreau să mă lungesc în privința asta pentru că ce am avut de spus am spus în spață. Dar Daniela de acum există pentru mine ca o altă persoană decât aceea pe care o știam. Este poet. Este poet în adevăratul sens al cuvântului. Și cum mi-ajunge să vă citez în final,
O singură izbucnire pe care am și introdus-o în cadrul perfecției. Iată ce spune Daniela Toma. Repet cu forma odăii toate dansurile murdare de sărbători. Și un pic mai încolo, tot ea, din punctul de vedere al galbenului, ar trebui ca octombrie să țină în fiecare zi un discurs păcătos păsărilor, cărora le-a dat temporar dreptul de a fi frunze de piatră. Aceasta este poezie. Aceasta este poezie. Aș spune regretatul Ciprian Vilvasiu versul de revelație. Sigur asta ar fi spus. Sau Eugen, s-a închis la pâine. S-a închis la pâine, mă. S-a închis la pâine. Mulțumesc mult de tot. Contează foarte mult pentru mine ceea ce credeți voi. Făceam nu de mult un interviu cu Eugen Pohonțu după ce am avut o emisiune la Radio Shalom România, tot cu el, în care îl întrebam dacă ar avea doar un singur cititor, ar merita să mai scrie pentru acela? Întrebare care mă bântuia desigur și pentru mine. Răspunsul lui a fost da, categoric. A fost în asentimentul meu, pentru că și eu cred astfel. Dacă un singur om rezonează cu tine, ai un singur cititor, merită să te reinventezi pentru acela. Și să fim serioși, voi ca bărbați, vouă nu vă place ca femeia să fie mereu aceeași. Intrați într-o rutină. Mă gândesc că și femeia poet trebuie să se reinventeze, să se reașeze într-o altă formulă, într-o altă direcție, ca să fie pe placul vostru. Și nu mai zic nimic, doar citesc câteva, un colaj și cu asta închei. Dacă văd, Ionuț. Trebuie să-i scrie prestația, și nu avea cum să nu citesc și pădurile. O identitate incertă, îndrăgostită cu o singură mână de un bisturiu, l-a luat de bărbat fără niciun protest, ca să-i înnece pielea în egală măsură cu vodcă și cu îndurare. Când s-a făcut noaptea în care nu avea ce căuta, i-a despărțit coartele lui mâine cu forța și le-a făcut început străzilor gravide cu un doi mic primăvară. Deci prima parte din Catedrala Neamului avea nevoie și de cealaltă mână liberă pentru un etaj cu diferențe de buzunar și iluzii. Ghinionul lui însă că își bea mințile când cu una, când cu alta. Din acest motiv avea și acum dinți de lapte și cultiva zilnic tablouri de porțelan ocupate în totalitate de zvonuri tinere și flămânde ale lumii. Sfătuit de vechiul vânzător de icoane, credinciosul de galben a întors celălalt eu de doi și de treflă cu o travă în sus. Abia atunci pisica vecinului a văzut reclama, i s-a părut frumoasă și a mieunat-o albastru de împrum. Ce să vezi, miezul nopții de bere, deși tânăr, a parcat neașteptat fix sub pătură, la o altă nuntă mută care trecea prin oraș. Instala avertizoare pe străzi și trăia cu un semn, cu o strigare sau cu nimic. Nu mai știe nimeni în ce mod a fost secerată lumina. Povestea spune că a căzut în păcat cu o gripă de mohair descărcată de pe internet, conexiunea provocatoare a ars caloriile cu aspiratorul și în cele din urmă a rămas în saramură atârnată de un os. Bravo, Daniela, ai bună. La început, nunta nelucilor a fost tradusă de mai multe limbi din gândul frunzelor. Apoi, privită insistent din profil la orice lectură publică, s-a acuat în pivnița unui conac celebru. Se spunea că trăia necinstit cu un Dumnezeu de lemn și cu un pahar care nu era nici strigoi, nici de vodcă rusească.
dar alunga portretele de femei cu o scândurică ruptă dintr-o bancă veche. Vai ce pierdere de memorie umbla cu pastilele de tremurat în buzunar și ce baston nepotrivit avea. De fapt, doar antecedentele erau prinse în insectar. Capătul galbenului se zvârcola pe mânecă și sorbea fără întrerupere inima unei comori. Iată de ce la miezul nopții acopeream costumele de mir cu mult roșu, searbăt de golicine și picioare lungi. Și când suna telefonul de descompunere, trupurile erau lepădate și depozitate imediat într-un ciripit detaliat. Dintr-un salt, buvnița cu pălărie roșie din secolul trecut își construia o groapă imensă în somnul meu. Totdeauna sosea pe neașteptate treișpele de roșu ca să urle, de parcă pisica mea n-ar fi a mea și colivia care plânge seamănă cu o funie ce mă urmărește în detaliile cele mai mici ale frunții. Tu umpli 7 pahare cu lăutar, le îndești vioara sub piele și aștepți mult și bine să înceapă nunta de năluci când aerul înfierbântat lovește cu copita. Are cineva de aici o rochie roșie sau aștept noaptea să mă mărit în pielea goală? Bravo, bravo! Ca să salveze situația de emoții și de alte stări, am să-l rog pe prietenul meu de suflet și de inima inimii mele, Tudor Ciobotaru, să urce pe scenă și să citească una dintre poemele din acest vers, din acest volum, că mie deja îmi tremură mâinile. Mulțumesc mult, Daniela! Sincer, este o onoare să fac parte din această carte. Și făcând o paralelă cu Ciprian Chivasiu, cred că sunt printre primii sau printre ultimii norocoși care da, o parte de compania lui și de prietenia lui. Așa o să zice și despre mine după ce vreau. Timpul și-a pierdut virginitatea când m-am născut. Am căzut voluntar printre degetele lui Dumnezeu. De atunci lumea se preinge prin coastele mele cu teama zdrobită de cădere. Întunericul s-a ascuns viclean în bochilia unui melc, s-a ascultă marea. Lumina m-a poposit în ochiul stâng, în ochiul drept stă un bărbat cu aripa ruptă. Îi simt durerea păcatului. În genunchi, umbra îi se scurge prin vocea slabă. A început umălătoarea inversă. Vorbim de Ciprian Chivasiu, sunt o persoană foarte norocoasă pentru că el mi-a scris prefața cărții Tudor și mi-a dat un impuls și m-a făcut să descoper universul poeziei. Și a fost la lansarea mea și a fost atât de emoționat și mi-aduc aminte, mi-a dat lacrimi atunci. Am avut o emoție când am văzut pe el, dar e de nedescris. Și mă bucur că mi-aduc aminte de imaginea lui la ultima noastră petrecere, că am avut o petrecere și a fost, nu mai știu, cu Corneliu, dar nu, a fost o persoană extraordinară și a trebuit să ne aducem aminte tot timpul de el. Atunci a făcut poze cu noi pe partea de Ferentești și m-a luat în brațe Adrian și mi-a spus vă iubesc, bă copii, vă iubesc. Deci acelea au fost ultimele cuvinte pe care
mi l-a adresat nouă Ciprian. Dar înainte de asta fusese am vorbit la lansarea lui și avea atât de mari emoții, cum îl știți, vorbind pe el în public, în ochii. A făcut un colaj din poemele lui Tudor și mi-a zis, Daniela, te rog, vorbește tu înainte, că sunt, nu sunt în stare acum. Desigur, și eu am avut mai multe emoții de el, dar mi-am descurcat până la urmă. Acele au fost clipe care n-ai cum, pe care n-ai cum să le uiți. Prieten extraordinar și ar trebui să comemorăm în fiecare an, în fiecare zi, în fiecare lună. Nu ar trebui să avem un motiv să ne aducem aminte de el. Să-l sărbătorim. Să-l sărbătorim, într-adevăr, să-l sărbătorim. Și această persoană mi-a dat, după ce mi-a scris cuvântul cărții mele, mi-a dat un avânt, mi-a dat un imbold spre a scrie poezie mai departe, pentru că fiecare poet de aici are nevoie de o garanție. Pe lângă Daniela, care m-a descoperit și mi-a publicat cărțile, mai am o persoană foarte apropiată și minunată, care mi-a scris prefața ultimei cărți, scuze, este Mihai. Te rog, Mihai, ești o persoană minunată, sincer, și mi-ar vrea să-ți mulțumesc, pentru că nu am avut timp să-ți mulțumesc și nu ai avut timp să vin la lansarea cărții mele. Asta mai citesc o poezie și vă las. Mai sunt și persoane din provincie care nu au timp. Dar una de dragoste, că nu s-a citit nimic de dragoste. De dragoste, să nimic de dragoste. Mă pierd în idei și încep, mă pierd în idei fără început și cad. Cad și mă risipesc în colțul de stâncă, cât am devenit un cascador al morții. Morții de idei, cuvinte și oameni. Îmi chinui pustiul cu mine, din mine, cu urlete. I-au surzit urechile, iar săgeata din priviri i-am ucis-o cu două dioptrii ale unui miop, acum vede fragmente albastre. Gata închisorile, au rămas goale, gratile s-au topit și curt prin axa sufletului. Deținuții au rămas blocați în fisurile zidului, iar cimitirul dejelește libertatea ascunsă. Închid ochii și mă pierd într-o lume unde nu mai locuiește nimeni. Mulțumesc! Este și euforia după două veri, așa că mulțumim frumos! Întâmplările minunate prin care ne-a purtat și care face parte dintr-o colecție frumoasă, Art Creative, colecția Regal, ca și încă vreo câțiva dintre poeții din sala, din seara aceasta, este Victor Pădescu, pe care îl invit să ne citească unul sau două dintre textele lui și trebuie să-i spun public, pentru că altfel, nu știu dacă îl impulsionez, că aștept volumul tău cu numărul 2 de mult. Dar mi-a promis Gabi că anul acesta îl va tipări. Este a doua oară când sunt fericit că fac armata, însă este prima dată când am pentru ce să mă sacrific. Albă strele, nici când nu vom mai fi așa, precum odată ca niciodată. Acum când zilele trec ca dinții roților zințate peste trupul nostru, și noi balansăm în adâncul albastrului, în spiritul bruzului, unde se odihnește bucuria în haina tristeții, lângă tâmbuirea saxofonului, se află tăinic în zâmbet.
timpul însoțește durerea ca pe umbră a frumuseții acestei lumi răvășitoare, grăitoare către inima fiecăruia ca un ecou stins al nemuririi. Undeva, într-un turn de veghe, aproape de albastrul cer, se cerne liniștea unui infinit vertical. Și o poezie de dragoste. Aia, mie cu dragoste. Scuturarea secundelor. Ea venea scuturând secundele din părul ei înduitor și parcă soarele din surusul era scoborător, ea putea să transforme viața în poezie și poezia prindea lezne viața agățându-se de glezna ei ca să-i poată păși alături. Ea pleca scuturând pletele din timpul ei înduitor ce se învăluia în jurul trupului ei amețitor, precum o poezie recitată în vis și trecerea timpului cu ea se trecea. Aia e! Fabulos! Vă vorbeam despre mai mulți tineri în care eu cred și pe care îi admir și al căror versuri, eu îmi fac plăcere de fiecare dată când le citesc. Unul dintre ei este venit de departe, cam să prezint înaintea ta, Liviu. O să-l rog pe Liviu Cazacu să vină aici. Bravo, În orice război există și înfrângere. Și voi citi un poem despre înfrângere. Sunt pe acoperișul celei mai înalte clădiri din lume. Deasupra, un alt acoperiș se destramă. Imagine cu imagine. Niciuna nu cade atât de aproape încât să o poată vedea cuvintele mele. Dacă nu stai, te spun. Ăștia te vor spăla și te vor boteza cu apă de ploaie. Îți vor freca trupul cu cea mai fină otravă. Mai bine stai. Zâmbește-mi un buchet de narcise. Sunt un băiețel cu o mașină pe telecomandă. Nehotărât, o bărâi înainte și înapoi. Mai bine stai. Orice se poate turna. În matrițele de la uzinele FAUR, îmi spunea bunicul. Căluți din fontă, gata de joacă. Copii, fiare de călcat, gata să netezească orice minciuni. Un suport de brad sau un suport de flori. Prieteni, se poate turna orice. Mai puțin, femei în sandale cu toc și timp în paharul cu vin. Stai mai bine. Asta e de dragul. Emoționat. Nu? E minunat să vezi lucrurile. Drag sufletului meu și apropiat și iubesc ca pe un copil al meu, Liviu Onișoară. Mi-e drag de mai fără el și e bine, bine de tot. Salută și felicitări tuturor. Mă bucur să mă găsesc iarăși printre lume sonore și de imagine consacrată. Eu fiind probabil un cadet deocamdată în Piața Soarelui, însă construindu-mă cu fiecare zi. Mulțumesc! Și acum am să dau citire a două poezii, Uși de Undă și Când am iubit. Una de război și una de dragoste. Oși de umbră, scârție crem juscate și două monede se clatină pe ochii veacului trecut, prelins între suspine și durere și foame. Trupul meu e nepurtat de aripi,
e purtat de cețuri, coama dealului, cresta stearcă și valul generos de brumă. Am picuri transparenți pe chipul mânios și simt fiori atât de reci, albe furnicături de tăiș în nervi, cronică, război pierdut între amnezie și dispreț. Nu, trecutul nu e doar trecut. Când am iubit, anagrame insinuante și dați de voie al ațățării, a rodit coborul de spini, peste care am trecut fără nicio zgârietură. Am învins și demonul crepuscular al disperării. Pelița de aur s-a împrăligat în cuvinte, când am iubit, doar când am iubit. Mulțumesc! Sunt câteva din volumele de proză scurtă ale editorii Art Creativ. El scrie bine și proză scurtă. Dacă doriți să-l citiți, căutați-l în volumele de proză. Am să continui cu Valentin Irimia, o altă voce cu rezonanță în momentul lui, după care o să devenim din nou lejer și o să rog pe Dana Florian, care... E o frumoasă și o drăguță care a primit să ne încânte astăzi și să fie alături de noi la eveniment. Valentin, te rog. Care și o melodie? Bună ziua! Cântați și onorați să mă aparte de voi. Citește ceva în antologie, se numește Rădăcinile Neuitării. Dimineți redeschise către abruptul faptei, pupila lor își sparge mognirea precum un copac căruia au rămas mici ramurile. Balanța în răscorul căutării, refuza refuzului, mersul se împânjenește, săvârșitor doar în asprimea unui joc ce a devenit păcat. Granițe și risipe, cimitirile vor veni să mai moară odată, visele intră pe poarta unde se iese, o eliberare, ce se poate și nu se poate, fiorul călăuză și nu adă în mister rădăcinile neuitării. Fabulos! Între nefiind și fiind. Despletitoare, diminețile își fură poveștile una altele. Noi ne-am deghizat în umbre, luăm cuvinte cu împrumut de teamă ca blestemele să nu ne ardă pe buze. Te-ai ascuns între nefiind și fiind, acolo unde trăiește moartea și aștepți să-ți îmbugurească alte aripi. De ce nu vrei să crezi că în fiecare joi conturul absenței tale își schimbă forma de cum un nor martirizat din somnii. Mulțumesc! Bravo, Valentin! Dana Florian a lansat de gând la Muzeul Literaturii un scris natural, se numește Pietra mea dragă, Maria Simion, m-a rugat să o înlocuiesc și să devin ea. M-am dus la lansarea CD-ului împreună cu Ionuț, i-am dus un buchet de flori din partea Mariei și ea ne-a cântat o seară întreagă, deși a fost furtună atunci, a avut o mulțime de prieteni aproape. Cum de altfel și în seara asta, Dana, suntem între prieteni. Mulțumesc că ai primit invitația noastră și vreau să-ți spun acum că ea rămâne deschisă și permanentă de câte ori vrei tu să participi la evenimentele noastre. Bună ziua, bună seara, întâlnuie! Felicitări, Daniela! Mulțumesc frumos și eu pot să spun că sunt de curând a doua oară mămică. Da, da! Pentru că... Da, da, exact! Pentru că... Asta nu e un debut, sau e mereu un debut, dar nu e am zis că este primul meu album, dar nu cred că este un album de debut, pentru că e bine copt. I-am spus copt, nu i-am spus nici măcar matur, știi de ce? Pentru că astăzi vorbim cu Daniel Făt, un bun prieten de-al meu, care spune la mulți ani copilului din tine. Zic, măi, în mine n-am niciun copil, eu sunt un copil și voi rămâne
Să-ți
cine. Serviciu-ți m-am luat de toate, sunt scal pe mur. Dar drumul mă duce în altă parte, deși încă nu știu. Ceva de dragoste ai? Da, ce asta n-a fost de dragoste? Băi, a fost și cu toată, adică și mai mai romantic de atât. Și ce i-a făcut? Eu vreau să aflu și ce i-a făcut. În episodul următor. Păi de dragoste... Pentru tine, îmi găsesc. Îmi face competiție. Uite-te, dragoste... Stai, așteptă. Aștept, aștept, eu, dragoste. De delitere. Balade în I major. Un salut tuturor corectorilor de carte. Bravo, bravo. A la mine te vei gândi. Gândește-te cu un singur I. Iar dacă vrei cumva să-mi scrii, neapărat să-mi scrii, dar cu doi I. Iar dacă ne vom întâlni doar noi doi sub un singur I, va crește rimul I. Și va veni apoi o zi, iubirea n-o mai turisi, destinele ne vom într-un singur I. Și când ne vom căsători, întregul fecul va voi, dar n-o cu doi, ci cu ochii porii. Te iubesc.
că știi să mă alin dimineața. Te iubesc pentru că tu ai rugăciune. Te iubesc fiindcă știi să-mi pui suflet pe față. Crescă-mi și mine, tremurările, tu râzi și
Valentin Vasile, ori de piatră. Bravo! Și el se află tot timpul cu mine, pentru că de albumul meu este și vocea lui. Vă mulțumesc foarte mult. Accept invitația de a fi alături mereu de voi, Daniela. Și luni, dacă vă face plăcere și aveți timp, ne putem vedea la Maria Simeona și Gabi. Începem cu 6:30, nu? Mulțumesc încă o dată. Eu nu ți-o ajut să te prea cu chitară aici, să nu facem pe comiență. Daniela, îmi permiți să-i dedic o poezie de dragoste acestei superbe prietene noastre? E pentru tine. Stai, stai așa, cred că mai fac. Alo, e de dragoste asta. De ce nu vrei să nebunești la ora 5 după amiaza, când e atât de bine și în sufrageriile adânci să faci pe preșul tumbe duici cu mine, m-aș chirogindu la perfect să spui rochia moale și rămasă goală, ne-am bate cu lichiorul amărui de chimion și mentă glacială. Iar către amurg, fără a mai ține minte, cine suntem aproape de mătasă, îngenunchind pe paturile sfinte, am dat cu sufletele noastre foc la casă. Emil Brumaru!